Statistica îngrijorătoare, conform căreia în România la fiecare 5 ore moare câte un copil cu vârsta mai mică de un an, face ca tot mai multe organizații neguvernamentale să se implice în această problemă. Organizația Salvați Copiii este una dintre cele mai active, iar astăzi a efectuat o donație importantă Spitalului Matern din Arad. Este vorba de două monitoare de funcții vitale destinate secției de nou-născuți. Pentru că știm foarte bine că maternitățile din țară sunt dotate sau echipamentele necesare, cu toate că avem buni specialiști care lucrează în aceste spitale, ei nu pot face treaba fără sprijinul material, să spun așa, și tehnic. Și acesta a fost momentul în care noi am decis să ne implicăm. Până în acest moment, echipamentele donate sunt extrem de multe. Au fost dotate undeva la 28 de maternități sau secții de nou-născuți din România. Avem nou-născuți și nou-născuți la terme și prematuri. Ei vor beneficia în special de echipamentele donate de această organizație, pentru că vârsta de gestație, cu cât este mai mică, cu atât creează mai multe probleme la acomodarea neonatală precoce. De asemenea, și ceilalți copii care au diverse afecțiuni imediat după naștere și care au acomodare mai dificilă. Sunt echipamente de ultimă generație, sunt foarte performante și suntem foarte bucuroși de această donație pe care am primit-o. Pentru mine a fost numai experiență, nu am câștigat experiență, dar asta a fost unul dintre elemente, dar și, sincer, m-am încărcat energetic alături de voluntarii. A fost peste 20 de copii alături de mine în cele două zile în mall, care au făcut în acele două zile orice ca să-i convingă pe oameni să facă donație. Să știți că am avut mari surprinderi. Avem un cântec făcut cu paharele și cu o chitară, un prieten al meu care cânta la chitară, și am cântat, nu știu, durează un minut jumate, melodia toată, și între timp fetele îmbrăcate în costume se duceau pe la mese, povesteau, ziceau, și după aia ne luam catrafusele și plecam la următorul și tot așa. Și da, s-au strâns și chiar cei de la local dădeau chiar și 50 de lei, dădeau, și, pentru că auziseră, se știa că auziseră despre campanii, știau cu ce se ocupă, știau că nu e pe bune, știau că merită. E vorba de o donație din partea Fundației Salvați Copii, a două monitoare de funcții vitale care vor ajuta medicii să supravegheze mult mai bine acești pacienți care sunt foarte fragili. Vrem să mulțumim din suflet Fundației Salvați Copii și să o sprijinim în măsura în care ea ne sprijină pe noi cu tot ceea ce ei au nevoie, în special acoperire mediatică. Lumea să afle, să știe și să se implice în acest fenomen care l-am dorit de masă. În maternitatea din Arad, numai în anul 2013 s-au născut peste 2400 de copii, dintre care 250 prematuri, iar în terapia neonatală au fost îngrijiți peste 700 de copii. Acțiunea de astăzi face parte din seria dotărilor asumate de Salvați Copiii pentru modernizarea a 28 de maternități și secții de nou-născuți din țară.